Ce lucrează oamenii? Dezvoltare personală pentru clasa 1. Mă bucur să ne întâlnim din nou. Astăzi vom învăța împreună lucruri interesante despre ceea ce lucrează oamenii atunci când merg la serviciu. Când eram de vârsta ta, mă întrebam ce fac oamenii mari la muncă. Probabil te-ai întrebat și tu la fel ca mine. Ei uite, azi vom descoperi marele secret al oamenilor mari. Pe ecran vor apărea câteva personaje și vom afla ce lucrează acestea. Aviatorul sau pilotul este persoana care conduce, adică pilotează avionul sau elicopterul. Cu avionul sau elicopterul pot fi transportați oameni, mărfuri, iar unele transportă persoane rănite care au nevoie urgentă de tratament. Trebuie să știi că există atât bărbați cât și femei aviatori. Aviatorul este foarte curajos și calm. Acum este rândul tău. Ce știi tu că face medicul veterinar atunci când merge la muncă? Dacă te-ai gândit că tratează animalele bolnave, este foarte bine. Crezi că o fată poate deveni medic veterinar? Acum îți voi spune eu. Jurnalistul este persoana care prezintă știrile la televiziune sau la radio, scrie la ziar despre ce se întâmplă în lume și ia interviuri oamenilor, adică vrea să afle părerea lor despre anumite întâmplări. Atât fetele cât și băieții pot deveni jurnaliști. A venit din nou rândul tău. Te invit să te gândești care este activitatea șoferului. Dacă răspunsul tău este acela că șoferul conduce mașina, este bine, dar trebuie să știi că șoferul conduce pentru a transporta călători și mărfuri, de exemplu, marfă pentru magazine, iar unii șoferi transportă copiii la școală, nu-i așa? Atât fetele cât și băieții pot deveni șoferi. Cu siguranță îți plac prăjiturile, probabil că și mama ta face prăjituri gustoase, dar trebuie să știi că sunt oameni care fac prăjituri la serviciu. Prăjiturile sunt vândute în cofetării, iar cei care le pregătesc se numesc cofetari. Există atât fete cât și băieți care sunt cofetari. Acum este rândul tău. Poți să-mi spui ce face un mecanic auto? Probabil te-ai gândit că acesta repară mașini. Este foarte bine. Când o mașină se defectează, este dusă la un atelier auto unde este reparată de mecanic. Mecanicii sunt foarte pricepuți și se aseamănă cu doctorii, deoarece și ei tratează mașinile și le fac bine. Cei mai mulți mecanici auto sunt băieți. Crezi că o fată ar putea deveni mecanic auto? Orice este posibil, fetele sunt și ele pricepute la multe lucruri. Acum vom afla despre activitatea antrenorului. Antrenorul este cel care ajută sportivii să se pregătească pentru meciuri și pentru concursuri sportive. Antrenorul se pricepe să lucreze cu copii și tineri, le arată cum să joace corect și cum să se pregătească să câștige. Atât fetele cât și băieții pot fi antrenori. Ție care dintre personajele prezentate ți-a plăcut cel mai mult? Aviatorul? Medicul veterinar? Jurnalistul? Șoferul? Cofetarul? Mecanicul auto? Sau antrenorul? Spune colegilor tăi de ce ți-a plăcut personajul ales. Până ora viitoare, realizează un desen în care să prezinți colegilor tăi ceea ce ai dori să te faci când vei fi mare. Vino cu desenul la școală și prezintă-l în fața clasei. Felicitări tuturor pentru activitate! Ne auzim în curând!